mariile protejate în România. Acest subiect, în proporție clar și clar, a fost susținut de ONG-uri în România începând cu anul 1990. Începând cu o perioadă scurtă de timp, de câteva zile cu acele, statul, respectiv Ministerul Mediului, să nu știu de azi, și Parlamentul, vrește să treacă o lege în care ai voie să construiești un parcul național. Și așa, nesusținute financiar de stat, ci doar susținute de Naționale Comunitate. Adică există un partener local de scurt între organizația neguvernamentale și administrațiile locale, în cea mai mare parte. Există o acțiune covârșitoare de grea la nivel național și cu toate astea, statul spune, domnule, pot să construiesc proprii naționale clădiri și devine o afacere imobiliară. Și atunci, de îndrefiresc, ce s-a întâmplat într-o perioadă de 20 de ani de am revenit într-un loc unde nici înainte de 1990 s-a întâmplat. Atenție, aici mai e o licărire de speranță, încă n-ai ce zice. Camera Deputaților, că se întoarce la Comisie, ONG-ul de acum mai încearcă să mai facă ceva, totuși. E o mică speranță. De fapt, aceasta e întrebarea, pentru că e o realitate. Ceea ce spune Domnul Ceaușescu e o realitate. De multe ori, demersuri cu care se crede lumea, societatea civilă, sunt o mulțime de exemple chiar în București. De clădiri pentru care s-a militat, se militează, unele au dispărut între timp, altele poate să dispară din curând. Deci, într-adevăr, există o problemă în acest dialog intermitent cu administrația sau cu factorul politic. Întrebarea este ce e de făcut în acest context și dacă există mijloace prin care noi să reușim să ne atingem obiectivele. Aici aș pune două lucruri în paralel. Pe de o parte este atitudinea vocală, în sensul că faci un lobby vocal, un lobby prin care te împotrivești sau ți-ți spun un punct de vedere care este diferit de cel al autorităților. Și pe de altă parte este atitudinea la bază, la rădăcină, în care încerci cu resursele pe care le ai să schimbi lucrurile și să dai un produs sau un serviciu de calitate într-un loc în care nimeni nu face lucrul acesta și să schimbi lucrurile în felul acesta. De foarte multe ori s-a întâmplat ca multe activități pe care le-au făcut multe ONG-uri să facă foarte mult bine României, fără să fie foarte vocală. Și lucrul acesta, cred că pentru țară, a fost mai de folos, părere de rău, pentru cei care au investit foarte multă energie în publicity, not in advertising, sau în mișcări numai vocale. Deci, sunt foarte multe locuri, mai ales în România din provincie, România din orașele foarte mici, România cu 60% din România, în care foarte multe organizații fac lucruri extraordinare, nu ține să crezi că se întâmplă, le afli doar întâmplător accidental, deci nimeni nu face nici foarte multă mediatizare, nici multe companii nu sunt asociate cu astfel de inițiative, întotdeauna, sau dacă sunt asociate, nu ies foarte mult, cum spunem noi, pe sticlă cu ele, și care schimbă lucrurile și care de multe ori sunt mai eficiente decât atitudinile vocale. Nu trebuie să se excludă, sunt foarte importante pentru o națiune. Ar fi remarcabil dacă ar lucra